pe ordinea de zi va fi să alegem un președinte în orice ședință. Prezent. A expirat la nivelul unui votarul. Și după ce alegeți președinte de ședință, atunci o să vă rog să trecem la votarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi. Și, bineînțeles, o să dau citire procesului verbal. Nu te gândești. Că-l cunoști ca pe omul. Da, o secundă, că nu găsesc procesul verbal și știu sigur că l-am spus. Și l-am pus aici, dar nu mai găsesc. Da, pardon. Doar. Și la stator. La casa. Adevărat de la tine? Vă rog să faceți propunerile pentru... Ați propune-o pe domnul Bocu Ovidiu. Dovici, ați vrat pe mătă de Radeș? Propun Ovidiu. Da. Mai este altă propunere? Da. Propuneți. Eu îl propun pe domnul Sare. Pe Bocu Ovidiu. Și eu propun pe domnul Sare. Nu accept, domnul. Este propunere. Când vă jucați așa de propunere, eu am o rugăminte de să trecem cât se poate de repede. Păi avem voi. Propuneți, dă părere. Domnul Blană, vă rog frumos. Da? Sunt convocat la 11:30 la oarba la Lindu. Dar are nevoie. Vă rog, spuneți la vot persoana domnului Buca. Da, nu l-am invitat, domnul Buca a fost ales. Domnul Buca a ales. Faptul că m-ați acceptat, știți, am avut o colaborare foarte bună. Și viitorul îi doresc, domnul Bucă. Mulțumesc pentru colaborarea cu dumneavoastră. Sper să mai și colaborăm. Să reușesc ceva foarte important. Păi, spune-mi, eu sunt președinte acum. Da? Bun, înainte de aceea, președința, vă rog să, dacă se poate, să luăm un minut de recolegi, pentru că eu de la Revoluția. Să puneți 30 de ani la Revoluția. Vreau să fac și eu o propunere, dacă se poate, și sper să fie un asentiment și a colegilor mei. Pagina comunii, dacă este a comunii, un spațiu public, fiecare ceea ce postează să-și asume, așa e normal, și să răspundă dacă e de răspuns pentru ceea ce postează, dar să aibă acces liber toată lumea, mai ales noi, da? Sper că nu trebuiește să fie 2-3 administratori la pagină. Eu cred că ar fi suficient unul și să știm și noi. Doamne, cu tărescu să ne spuneți, se ocupă de pagina de administrare a paginei comune. Iar acolo să avem și noi acces. Eu n-am putut să văd comentarii, n-am putut să știți. A fost avizele despre șoseaua care se va construi și în satul Rădoaia. Erau niște comentarii, nici n-am putut să le văd. Mi-a spus cineva și zic, băi, poți să intru pe pagina comună, dar cum participa la discuții. Probabil cine a făcut postarea respectivă a spus, postarea poate fi văzută de toată lumea, mai puțin. Și acolo se poate pune, cu tare. Nu am dat acolo un click să interzică libera exprimare. Articolul 30 din Constituția României scrie foarte clar dreptul la libera exprimare. Și nu cred că ar fi corect. Sper ca și colegii mei să fie de acord. Dacă e pagina comunii, să fie administrată cineva și să știm și noi. Nu le-am desemnat pe cutare persoană, nu, că-i fiul primar, că-i cutare, tot felul de discuții. Acum nu știu cât e de adevărat. Ideea este că n-am putut să intru să văd.
Da, ne-am și dat eu, și să e un caz grav asta cu liderarea extremadă, cu accesul și deci, cu grădirea. Știți, înțelegeți că aveți o propunere. Pagina comunei să fie administrată de o persoană desemnată de către... Așa și să fie libertate la toată lumea, să intre, să vadă, eventual să comenteze, dacă faci un comentariu la locul lui, va răspunde pentru el. Corect. În termen... Și eu la fel, n-am acces, dar chiar nu mă privește asta, din 2016, blocat. Și trebuia să spun lucrul ăsta și... Te-am făcut o altă adresă și am intrat și am văzut și am comentarii, dar mă interesează. A fost chiar în zadar jertfa lor supremă. Supunem la vot propunerea domnului Tilibasa. Cine este pentru? Trebuie să supunem la vot. Deci sunteți în asentimente. Mulțumesc. Păi dăm cuvântul domnului secretar să citească procesul verbal. O semnesc ce a spus domnul Acest verbal, încheiat astăzi 26.11.2019, ședința ordinară a Consiliului Local Caraba, consilieri 13, prezenți 13.13. Secretarul Archeia a fost procesului verbal al ședinței anterioare, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul Ciubotaru Constantin solicită ca pe viitor să fie aduse răspunsuri în scris de către primar, care să le domnească cu sprijinul aparatului de specialitate. Aceste răspunsuri să fie întocmite ca urmare a problemelor ridicate de către consilieri locali. Domnul președinte de ședință a dat citire ordinei de zi, care a fost aprobată în unanimitate. Domnul primar a dat citire referatului de aprobare și proiectului de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre a DIN. Secretarul AT a dat citire regulamentului, domnul Tilibașa Marcel, a solicitat construirea de platforme pentru depozitarea comandului ce urmează să fie ridicat de operatorii de salubritate. Domnul Pișcu Florin consideră că este necesar conștientizarea populației cu privire la necesitatea selectării comandului înainte ca acesta să fie colectat. Aceeași părere a avut-o domnul consilier Tilibașa Bucă, care consideră că este necesar investirea de fonduri pentru crearea de materiale informative care să fie afișate în întreaga comună. Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire referatului de aprobare și proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitului și taxe locale pentru anul 2020. Domnul Bucă și Tilibașa Mana consideră că taxa pentru salubritate este prea mare. Secretarul General UAT a prezentat adresa numărul 4065 din 15.11.2019 emisă de către ADIS, prin care UAT Paraba este informată că SC Ecosud SA solicită ajustarea și modificarea tarifelor. Aceasta trebuie să fie întrimisă pentru a fi luată în calcul la fundamentarea taxei de salubritate pentru anul 2020. Domnul Bucă Ovidiu a propus ca taxa de salubritate să rămână în cuantumul actual. Domnul Tilibașa, scuzați-mă, această propunere a fost supusă votului și a fost aprobată cu 11 voturi pentru. Domnul Tilibașa Marcel s-a abținut. Proiectul a fost adoptat cu 11 voturi pentru. Domnul Daniel Blaga a votat împotrivă. Domnul primar a dat citire referatului de aprobare și proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetară. Proiectul a fost adoptat cu 12 voturi. Domnul Blaga Daniel a votat împotrivă. S-a trecut la capitolul diverse. Domnul Panainte Ioan a sezizat faptul că doamna Nița Angelica a construit o casă și a lăsat morozul pe rigolă. Domnul viceprimar a spus că doamna în cauză a anunțat primăria urmând ca morozul să fie ridicat de operatorul de salubritate, costurile fiind suportate de persoana în cauză. Domnul Bucă Ovidiu a pus întrebări cu privire la raportul solicitat domnului viceprimar privitor la situația serviciului de apă în ședința ordinară referente lunii octombrie. Domnul viceprimar a prezentat un raport sumar pe ultimii 3 ani, urmând ca ședința ordinară din luna decembrie să fie prezentat un raport în detaliu. Totodată, domnul Bucă a sesizat faptul că pe strada uliță Cămin s-a pus balast. Domnul viceprimar a prezentat o mașină de piatră pe acest drum. Domnul Ciubotaru Constantin a ridicat problema punctului de însecurătate care se află într-o avansată stare de degradare, ceea ce ridică riscul de a produce accidente. Domnul primar a spus că este necesar
ca la momentul construirii bugetului să fie prevăzuți bani pentru repararea acestui pod, precum și a altor poduri din comună. Domnul Chibașa a solicitat repararea ulților din satul de Iuș. Domnul Blava a cerut o nouă verificare în vederea balastării ulițelor secundare. Domnul președinte de ședință, am mulțumit pentru participare. Dacă aveți, nu știu, adăugiri sau... Aveți ceva de adăugat? Sau... Bun. O precizare. După cum reiese și din procesul verbal, consilierii nu au votat majorarea taxelor și impozitul cu 50% la gunoi. Dimpotrivă, au votat să rămână la contul anului precedent. Domnul Blaga a postat, a avut o postare în spațiul public. Câteva astea spună, de fapt, dânsul a fost cel care s-a opus propunerii noastre de a rămâne la... Nu a fost așa, sunteți dezinformat, poate nu ați avut acces sau ți-a zis, în fine, ce-a fost. Am zis așa, deci cu taxa la gunoi, de la 49 de lei, cap de locuitor care a fost până în prezent... Domnul Blanca, dar și răspuns în direct, gata, așa este, da. Noi am mărit taxele cu 50%, cu 20%, ai fost singurul care te-ai opus. Deci m-am împotrivit, n-am votat la proiectele respective. Deci pentru mărirea... Păi s-a mărit? La care ședință ai fost? Doamna secretară, s-a mărit hotărârea finală, a rămas ca taxa de salubritate pentru persoanele fizice să rămână în quantumul... Nivelul de aprobă. Pe anul ăsta. Dar a spus undeva de... Pentru 2020. Începe de ce mai are? Deci repet încă o dată. Pentru 2020. Cred că dumneavoastră n-ați fost atent la ce s-a făcut. Dacă mai e domnul Valentin, mai e două săptămâni. Domnul Blaga, vă rog să mă ascultați. Pentru 2020. Păi eu ce-am spus până acum, ce-am vorbit eu? Domnul Blaga, vă rog să mă ascultați puțin. Deci nu știu cât de atent ați fost dumneavoastră. Am fost foarte atent. Nu, n-ați fost pentru că am văzut ce făceați. Dar trecem peste. Așa. E surcizent. Dovada faptului că nu au funcționat. Ce nu ne-a spus dumneavoastră. Așa. Ideea era că nivelul taxei de salubritate nu s-a majorat. Deci în aceeași începând din anul 2020, nu s-a majorat taxa de salubritate. Conform hotărârii, domnii consilieri așa au votat. Da? Deci nu s-a majorat nimic. Dumneavoastră ați postat pe Facebook, am văzut și eu postarea, că s-a majorat taxele cu 50% și că dumneavoastră ați fost singurul care s-a opus. Din punctul meu de vedere, este ce ați făcut dumneavoastră este dezinformare, ați lovit și colegii dumneavoastră consilieri și în aparatul propriu al primăriei. Pentru că toată lumea o să creadă... Dar n-am lovit, o să lovesc singur. Nu, dumneavoastră ați lovit, da? Deci, în momentul în care mințiți, a fost drăguță și a spus disinformare. Nu, ați mințit. Românește, da? Nu, ați mințit, eu nu, niciodată. Nu. Haideți, adică toată lumea de aici care a văzut postarea, noi suntem pior și proști. Dumneavoastră sunteți foarte inteligent, după cât eu observ. Lumea de Dumnezeu. Nu. Ar fi bine. Chiar extraordinar de bine dacă ați fi luminat de Dumnezeu. Eu nu cred că Dumnezeu vă spune să mințiți. Eu nu cred asta. Da, eu nu mint, tocmai asta. Păi ați mințit. În momentul în care ați... N-ai spus adevărul. Nu ai mințit, nu ai spus adevărul. Deci am vrea, suntem până la urmă și colegi aici, am vrea să nu mai dezinformăm, adică să spunem reale. Dar eu n-am zis niciodată. Dar nu stăm în fire. Nu vă stăm în fire. Poate ai greșit. Nu, dar n-am greșit deloc. Poate vrei să ceri scuze. Nu știu. Corect ar fi să apară pe pagina dumneavoastră de Facebook o dezmințire a ceea ce ați spus dumneavoastră și să vă cere scuze, nu mie, dar vedeți, ci colegilor dumneavoastră. Da? Poate salvat. Sunt dovediți. O șters-o imediat după ce am văzut. Nu șters-o. Asta nu înseamnă că l-a produs efecte. Da? Da? Și mai și... Dar bine că n-au fost nocive. Da, bun, da. Vă consemnați un proiect de verbal, ca o atenționare așa pe viitor. Da, domnule. Nu este posibil, da. Discuția aceasta, da? Dar nu, dar a fost o informare corectă. Deci, da, chiar propun, scriu așa în procesul verbal, că domnul Bucă, domnul Boboc și secretarul UAT a atras atenția domnului, da? Deci, pun așa, domnul Boboc. A atras atenția. Domnului Blaga, cu privire la faptul
că în pagina ta sună... A postat o informație falsă la majorarea taxelor locale cu 50% așa, lucru neadevărat. Susținut de hotărârea adoptată și au solicitat patronul Blava să își ceară scuze în mod public. Îmi scapă termenul, să posteze o dezmințire. O dezmințire, exact. Sunteți de acord cu ce am scris, da? Okay. Propunem la vot procesul verbal. Considerați necesar să acordați comunitate prostie este de șansă. Atunci vă rog să propuneți, să supuneți la vot. Deci supunem la vot așa vârfi de astea. Sunteți la vot, dacă sunteți de acord cu pentru asta nu vota cetățenii. Cine este pentru? Da, dar trebuie... Trebuie și consemnat în procesul și trebuie votat. Procesul verbal. De ce în unanimitate, nu? Cine se abține? Cine este împotrivă? Domnul Blaga. Poftim. Nu vă dați la prostiile astea, la bârfile astea, la societatea asta care o folosesc. Nu faci bârf. Păi te-a pus. Dar vedeți că n-ați făcut nimic benefic din 2016. Când sunteți în Consiliul Local, n-ați făcut în afară de bârf, dezinformare și toxicitate, n-ați făcut nimic benefic pentru comunitate. Atât. Domnul Blaga, nu ridicați. De când eu să vedești pe toată lumea așa, ai impresia că toată lumea e... Eu spun ceea ce e. Pe să nu le duci și controlează. Controlează de la cap. Eu stau destul de bine. Păi nu stai bine. Atât fizic și cât și fizic. Domnul Blaga, cum votez? Poftim? Cum votez? Eu nu sunt părtaș la prostie. Cum votez? La păi să votez, ești prezent la ședință, cum votez? Domnule, eu nu sunt pe șanță aici. Păi cum votez? Păi topa, de-aia tu nu ești pe șanță. Sunt om... Cum votez? Care-i votul tău? Votul meu? Da. V-am spus. În care... Păi dar chiar dacă eu are dreptul. Adică eu votez un avertisment. Nu, împotriv. Bun. Procesul verbal, domnul. Supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Unanimitate sau... Nu, domnul Blaga, nu o să votați. M-am împotrivă, pardon. Scuzați-mă. Cum dăm citire la ordinea de zi? Împotrivă, împotrivă, doamna secretar. Bun. Anulăm ședința aici, facem. Nu. Dar ședintele hotărăște. De ce să anulăm ședința? Nu. Ia pe toți. Haideți să dăm citire la ordinea de zi. Deci aprobarea unor, la proiectul numărul 2. Proiectul numărul 1 a fost legea președintelui ședință. La proiectul numărul 2, aprobarea unor scutiri și reduceri a impozitor și taxe locale pentru anul 2020, inițiator primar de Postel. Proiectul numărul 3, înființarea organigrama și numărul de personal al serviciu voluntar pentru situații de urgență de tip de 2. Prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al Comunei Parajdețul Bacău, inițiator primar de Postel. Proiectul numărul 4, avizarea planului urbanistic zonal în extragranul Comunei Parava, județul Bacău, suprafața de 2700 de metri pătrați, zona pădure, folosința actuală, pășune, beneficiar schitul Sfântul Alexei. Inițiator primar de Postel. Și mă înțeles cum mai e suplimentată. Da, imediat vă citesc, dar sunt foarte multe. Deci, un alt proiect de hotărâre este aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare al județului Bacău. Mai avem o rectificare bugetară
Și după aceea aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2020. Bun, atunci supun la vot întâi ordinea de zi. Da. Cine este pentru? Deci, pentru toți. Așa, și acum, dacă sunteți de acord, supun la vot pentru suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Ei, atunci, în cazul ăsta, dau drum cuvântul domnului primar. Ce zici că e primul? Proiectul vreau să discute și eu. Deci, peste expunerea de motive, ca să primim... Da, ca să primim, dar am avut documentare. În proiectul de vedere privind aprobarea unor scutiri și reducerea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Examinând prevederea articolului 4 și articolul 9, paragraful 3, din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199 din 1997, prevederea articolului 7 din legea numărul 52 din 2003, privind transparența decizională în administrația publică locală republicată, prevederea articolului 5, alineatul 1, litera A, alineatul 2, articolul 16, alineatul 2, articolul 20, alineatul 1, litera B, articolul 27, din legea 273 din 2006, privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea numărul 227 din 2015, privind codul fiscal, legea numărul 207 din 2015, privind codul de procedură fiscală, prevederea articolului 56, articolul 120, alineatul 1, articolul 121, alineatul 1 și 2, articolul 139, alineatul 2 din Constituție, hotărârea numărul 1579 din 2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, anexa 1, având în vedere referatul de aprobare numărul 5723 din 04-12-2019 a primarului Comunii Palava, raportul numărul 5712 din 04-12-2019 a comportamentului de specialitate, avizul Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederilor articolului 129 alineatul 4 litera E, articolul 139, aliatul 3, litera I, din donanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, prin codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă acordarea unui scutiri de 50% pentru impozitul pe clădiri și auto, pentru voluntarii care fac parte din serviciul voluntar de situații de urgență al UAT, Comuna Parava, județul Bacău. Lista voluntarilor din cadrul SBSU, Comuna Parava, va fi stabilită prin dispoziția primarului. Articolul 2. Sunt scutiți de la plata taxei de salubritate următorii contribuabili. Persoane cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate, reprezentanții legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat, reprezentanții legale ai minorilor de gradul 1 de invaliditate. Articolul 3. Se aplică reducerile și scutirile de taxe și impozite prevăzute de codul fiscal, precum și celelalte acte normative. Articolul 4. Se încredințează conducerea spre îndeplinirea prezentei hotărâri primarul Comunii Parava în calitate de ordonator principal de credite și compartimentul contabilitate și achiziții publice. Articolul 5. Secretarul Comunii va comunica o prezentă hotărâre în instituție privind județul Bacău, primarul Comunii Parava și va fi adusă la cunoștință publică. Cine vrea să ia cuvântul? Altcineva? Domnul Filipaș, ai cuvântul. E vorba despre proiectul cu scuteri de taxe, unor scuteri de taxe. Consider că amestecate așa pentru persoane cu handicap la scuteri de salubrizare și pentru serviciu voluntar, nu am înțeles sau nu înțeleg din proiect de ce scuteri pentru serviciu voluntar dacă e voluntar. Și asta, da. Cred că ar fi trebuit totuși separat votate astea. Da. Spuneți. În octombrie am fost prin atribuțiile de serviciu. A trebuit să particip la un instructaj făcut de ISU. Acest instructaj trebuie făcut odată la 4 ani de către secretar, primar, viceprimar. În acest moment avem obligația ca până pe 27 ale lunii să depunem toată documentația necesară pentru a primi aviz de funcționare din partea celor de la ISU. Din păcate, colegul meu care se ocupă de SVSU și
și care putea să vă dea mult mai multe informații decât mine, a fost chemat în urgență la prefectură. Eu aștept totuși să vină, pentru că discutasem cu el. Ați dat un referat și l-a după la cunoștință? Avem referatul. Ăla e altceva. Nu, vreau să discutăm despre asta. Ăla e altul în care de pește. Așa. Mi s-a spus, mie cel puțin, la instructaj, după aia am coroborat informațiile cu colegii mei și s-a spus și lor același lucru, așa, că suntem obligați, s-a schimbat legislația. În primul rând, trebuie să înțelegem că s-a schimbat legislația. Și trebuie să avem un corp de voluntari, corp de voluntari care se face în urma încheierii unor contracte. Conform acestor contracte, acești voluntari trebuie plătiți în momentul în care apar la intervenție. Trebuie să meargă la instructaje, trebuie să la concursuri, trebuie să meargă la vizite medicale, să li se facă asigurare de viață. Suntem obligați prin lege, nu că vrem și noi. Eu înțeles, dar n-a fost exact. Ideea este că aceste persoane trebuie cointeresate. Deci noi, din legislație, rezultă că au foarte multe obligații. Dar drepturi nu prea au. Asta e problema cea mai mare. Adică în contract are drepturi și obligații. Așa. Au și atunci, în contract s-a prevăzut de către UMAI, deci de către minister, așa, că să se acorde anumite scutiri de taxe și impozite locale. Am discutat cu colegii mei și am zis, dom'le, hai să-i interesăm pe oameni, pentru că nu e ușor ca la 3 dimineața să te scoale cineva, hai vină că ardi casa lui Costică de la capătul satului. Așa. Și am propus așa, să se acordă o scutire nu totală, deci nu totală, de 50% pentru impozitul pe clădiri și pentru mașini. Această lista voluntarilor va fi stabilită prin dispoziția domnului primar. Păi nu aveți stabilită? Deocamdată nu, de-abia urmează să facem. Deci n-are... Ok, dar nu contestă asta. Nu asta era ideea. Nici măcar nu vreau să înțelegeți că aș fi împotrivă. Doamne ferește. E potrivit chiar bine. Scoatem voluntar. Domnule, dacă e serviciu voluntar. Nu spate, înființarea serviciului de intervenție la situații de urgență. Fără voluntar. Cuvântul ăsta... Dar suntem obligați să folosim. Dar legile astea de ce am este? Serviciile astea, cum se facă de bine? Legile astea, cum nu ar fi făcute? Deci serviciile astea sunt împărțite în două tipuri. Dar serviciul profesionist. Ideea este că discutăm despre lucruri care, zic eu, de ce am luat cuvântul până la urmă? Ar putea naște așa un fel de agitație. Dom'le, dar cine i-a pus pe aia? Păi și eu vroiam să fiu, păi și eu vreau să fiu. Lăsați-mă să termin ce am spus. Nu oricine poate fi voluntar. Se dă concurs, se dă probe. Asta vreau să spuneți. Să știm și noi. Nu, tocmai am făcut... Domnul Marius, vă rog frumos, puteți veni în ședința de consiliu? Ați ajuns la primărie? Vă rog frumos, vă așteptăm. Am avut deja niște discuții. Nu oricine va fi voluntar. Clar. Nu poate veni toată lumea. Trebuie să aibă condiții, formă fizică. Și va da examen pe formă fizică. Asta va da, exact. Se dă aducea devenință medicală, devenință psiholog, de la psiholog și toate lucrurile astea. În primul rând, deci să mai elimine orice discuție. Dacă lucrul ăsta va fi anunțat bine, să afle toată lumea, să participe toată lumea și să câștige ce e mai acolo. Da, trebuie să
pleacă probele. Paremele și probele. Bravo. Aici paremele sunt stabilite de lege. Adică la 100 de metri garduri atâtea secunde. La nu știu ce, nu știu cum. Noi deja am făcut un protocol de colaborare cu cei de la Tâlcocna să ne permită să folosim baza lor sportivă pentru a susține aceste probe. Eu mă zic că nu vom găsi candidat. Exact. Bravo! Asta e așa în stand. Dacă anunțul va fi făcut public și din timp și nu vor fi candidații problema lor, după aia și comenta după. Eu mi-am făcut a treia sânt. Da. Că nici eu nu eram lămurit. Doamne, cine sunt ăia? Prin ce criterii? Domnul Timivașa vrea să știe care sunt criteriile prin care... Am încercat să-i explic, dar vrea să știți mai bine decât mine. Care sunt criteriile... Grupa aia de intervenție. Pentru care vom dați putin. Eu mă gândeam la un aspect. Și vă mai spun încă un aspect. Oricine din această comună își poate depune o cerere, să fie voluntar în serviciul de urgență, da? Așa. Pentru situații de urgență. Dacă dorește, nu? Toată comuna are dreptul. Orice cetățean. Dar vorbim să trebuie fizic, să fie tratat, să fie logic, să fie criterii. Eu zic că-s voluntar, când e un incident, Doamne ferește, nu participi, spune, dar n-am fost în localitate, dar nu erau să le spun din drept. Dacă n-ați răspuns, în calitate de șef serviciu, va face contaje, înțelegeți? Chiar și sumele astea care le-ați văzut acolo spuse cu ora, adică pe momentul intervenției. Sau dacă mergi la instructaj, sau mergi la instructaj. Da, atunci când e nevoie. Sau la un concurs, adică poți să-l chem ca și voluntar, la antrenezi și merg la un concurs ca așa, direct. Eu am înțeles că e bine, prea bine, la nivel local. De asta am gândit să fie prin nominalizarea persoanelor, să fie din predispoziția primarului. De ce? Pentru că va fi o dinamică destul de puternică, adică dacă vedem că cineva nu se ține de treabă, să zicem, da? Locuind cu altul. Dacă cineva, nu știu, se îmbolnăvește, nu mai este apt, sau se mută, sau, înțelegeți? Da, dar îi face asigurare de viață. Dar nu îi faci pe nominal. A? Asta e. Deci nu o faci nominal. Nu îi faci asigurare în sediu postel. Faci pe serviciu, cât ai acolo, treci pe oameni. Așa, da. Dacă Doamne vedeți ce s-a întâmplat, deci nu nominal, o persoană din cadrul da. Și-o asumat că lăsa. Asigurarea aia este, o să o facem pe ce se întâmplă pe perioada intervenției. Adică normal, nu ce nu ești angajat, dar am scris într-un intervenție atunci când da. Mai sunt nelămurit? Nu, nu sunt lămurit și dacă și asumă organizarea, dacă se face cu ca lumea, să nu, pentru că oamenii o să sară, știți cum e. Dar întreba ăștia care au făcut armata la pompieri, poate. Ba da, ba da. S-a încercat la prima dată, când eu oricum știu. Da, poate să fie motivați. Participa la incendiu. Pompierii dintotdeauna au indicat că dacă avem persoane în rezervă care... De preferat, da. Au care mai sunt, că dacă de 20 de ani sus fost serviciu militar, oricum mai cam în vârstă pe ea. Ce să faci cu cei să fie atrași și motivați de faptul că au studiul ce deja au. Să pare că asta am dorit. Poate să impulsionăm. Dacă spuneți că se va face. Da, gata, să înțeleg. Deci să pune la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Deci... Votat în unanimitate? Da, da, da. Domnul Blaga, dumneavoastră, cum ați votat? Ardicam unanimitate. În unanimitate, cineva s-a consemnat. Nu eram sigură, dumneavoastră. V-a spus odată. Da, domn primar, ai cuvântul la proiectul numărul 3. Nu ar trebui, totuși, dacă avem domnul mare... Păi avem acum proiectul numărul 3 tot. Mai stați. Da, vedeți. Domnul, da? Da. Proiectul de hotărâre privind înființarea organigramei și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip B2 prin reorganizarea serviciului de categoria 1 al Comunei Bacău. Da, era problema de organizație de tipul serviciului. Primarul Comunei Parava de Bacău, având în vedere referatul de aprobare a primarului Comunei Parava numărul 5677 din 02-12-2019, raportul serviciului voluntar pentru situații de urgență numărul 5676 din 02-12-2019 și avizul Comisiei de Specialitate, în conformitate cu prevederile ordonanței Guvernului României numărul 88 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 21 din 15 aprilie 2004 prin Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
cu modificările și completările ulterioare, ale legii numărul 481 din 8 noiembrie 2004, republicată privind protecția civilă, ale legii numărul 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, ale hotărârii Guvernului numărul 1579 din 2005, pentru aprobarea statutului personal voluntar din serviciile de urgență voluntare cu modificările și completările ulterioare, ale ordonului Ministrului Afacerilor Interne numărul 75 din 27 iulie 2019, pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrare și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, având în vedere dispoziția articolului 129 alineatul 7 litera H din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 3 iunie 2019 privind codul administrativ, în temeiul dispoziției articolului 129 alineatul 1, alineatul 2 litera D și alineatul 3 litera I din ordonanța de urgență numărul 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, propun articolul 1. Se înființează serviciul voluntar pentru situații de urgență de tipul V2 în suportul Consiliului Local al Comunei Brava, județul Bacău. Articolul 2. Serviciul voluntar pentru situații de urgență se încadrează cu un număr de 12 persoane, din care 1 angajat pe funcție specifică serviciului voluntar și 11 voluntari după următoarea structură organizatorică. La comandă șef serviciu. Compartimentul pentru prevenire, un șef de compartiment pentru prevenire și 2 specialiști pentru prevenire. O formație de intervenție condusă de un șef de formație de intervenție care are în compunere o grupă de intervenție care încadrează autospeciala de stingere cu apă și spumă formată din șef grupă de intervenții, 2 servanți pompieri și un conducător autospecial. Echipă specializată pentru avertizare, alarmare, căutare de blocare, salvare, evacuare, formată de un șef de echipă specializată și 2 servanți pompieri. Articolul 4. Se aprobă organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență, la litera anexa 1, ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 5. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență, prevăzută în anexa 2, ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 6. Încadrarea nominală pe funcția serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Baraba, județul Bacău și norma proprie de dotare serviciului voluntar pentru situații de urgență se va stabili prin dispoziția primarului Comunei Baraba, județul Bacău. Articolul 7. Se aprobă acordarea unor drepturi de care beneficiază voluntarul din serviciul de urgență voluntar, conform articolului 7 din hotărârea Guvernului numărul 1579 din 2005, actualizată astfel. Control medical anual. Asigurat gratuit de Consiliul Local care a înființat serviciul de urgență voluntar. Gratuități pe mijloacele de transport în comun aflate în subordinea beneficiarului voluntarului sau în baza contractului încheiate de acestea cu societăți private. Hrană gratuită în echivalent al cel puțin 2000 de calorii pe zi, în cazul operațiunilor de peste 4 ore asigurate de beneficiarul voluntarului sau beneficiarul intervenției. Compensații în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntar, cuantumul orar al compensației acordate voluntarului se stabilește și se achită de Consiliul Local diferențiat pe categorii de funcții și nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie astfel. Ce formație 20 lei pe oră, specialist prevenire 15 lei pe oră, membri echipelor de intervenție specializată 18 lei pe oră. Articolul 8, prezent la hotărâre, va fi comunicat în instituția prefectului județul Bacău, primarului Comunii Parava, inspectoratul pentru situații de urgență, Maior Constantin Ienis, și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei Comunii Parava. Cine vrea să ia cuvântul? E că ar trebui întâi să domnul Mare să ne fac o sinteză, așa. E destul de mare. Sinteza îi făcută, îi pusă și pe hârtie, da. În cazul în care nu era, vă aduc eu la cunoștință. Da. Dar au alte probleme. Ce serviciu? E consiliul local. Deci consilierii nu se pot grămă din la... Conform ordinului OMAI numărul 75, care din iulie, în termen de 6 luni, trebuie reorganizat serviciul voluntar pentru situații de urgență. Vrem, nu vrem, trebuie reorganizat, da. Și-a avizat. Am tot făcut demersuri, am trimis adrese către județean de urgență.
Pentru că la un subpunct al ordinului prevedea că dacă ne aflăm într-o rază mai mică de 20 de kilometri față de o subunitate a serviciului profesionist pentru situații de urgență, ne-am încadrat la V1 și n-ar fi necesară o specială cu apă și spumă. Am făcut adresă, punctul de lucru de la Sascut nu este considerat subunitate cu două autospeciale, el este un punct de lucru cu o singură autospecială, cealaltă de la Sascut fiind doar... Deci nu este punct de lucru permanent. Da. Este un punct de lucru temporar, nu este subunitate, asta era ideea. Și... Deci ne încadrăm la voluntar de situație de urgență mai performant și mai dotat decât V2. Da. Și ne încadrăm la un tip de serviciu V2, care prevede că trebuie să cumpărăm o autospecială cu apă și spumă, indiferent de mărimea ei, adică cel puțin mică, însemnând până în 2000 de litri, medie între 2000 și 5000 sau peste 5400. În funcție de tonajul autospeciale, de capacitate mică, medie sau mare, am ales și compartimentul de intervenție. Eu am pus pentru mică, am zis că Consiliul nostru nu o să aibă atâția bani să ne permitem o autospecială mare. De la mică trebuie doi servanți și un conducător autospecială și un șef de grupă, care vedeți în grupa de intervenție. De la medie, deja trebuie trei servanți. La mare ea. Bun. La autospecială asta... Vreau să înțelegem ceva. Am văzut la instructaj acolo când ne-am dus, toate dispozițiile prevăzute de lege sunt de strictă interpretare. Adică nu stă voie nici măcar așa. Nu. Ori faci cum spunem noi, ori nu primești avizul. Ori faci cum spunem noi, ori primești amenda. Deci cam așa se pune problema. Nu, e ca la armată. Știți? Cam așa au pus problema. Ca la armată. Am în spate și legea 307 care sunt foarte bine documentați pe lege. Au 50 de acte normative. Dacă vreți, mă duc și vi le aduc, că le-am lăsat pe birou, că n-am apucat să mă uit în toate, vă spun sincer, sunt 50 de legi. Doamne iartă. Așa? Destul. Așa. Și sunt foarte bine documentați oamenii pe lege și în momentul în care vin în control, pentru că o să vină și nu sunt în control, fixează. Ai asta? Păi nu. Păi așa. Ai asta? Nu. Ai. Asta? Ai. Nu te încadrezi. Punct. Și te-a spus. Nu știu cât e o ateu vreau să-și permite. Dar o să-și arăt ce am făcut în vedința asta. Ei i-a spus că nu lasă niciun loc de discuții. Nu. Au legile care susțin ceea ce spune, dar în primul rând noi trebuie să înțelegem că ne obligă să ne facem ceva bun. Până la urmă, dar trebuie și resursa financiară. Trebuie resursa, dar acum nu reușeam alte lucruri. Până la urmă, în beneficiu comunități. Un pic, domnul Marius, păi trebuie auto specială, aia mică, bun, îți trebuie, bănuiesc că trebuie să ia sigur permanență, nu? Șofer și șofer. Trei șoferi. Dacă la pleacă. Patru șoferi și unul. Una la mână, două la mână. Autospecială aia trebuie să ai o clădire cu ea, unde iarna, nu ți-i gheață, nu dege. Dar te obligă garaj și atât. Și atunci, nu o să poți să... Hai să fim... Dar nu vreau să faci în garaj așa, pentru că am eu rost. Să faci un pic mai mare, să faci așa. Deci dar sunt exagerate. Spune că sunt pentru intervenții. Patru șoferi. Faci un centru solar, dar îți mergem pentru toată zona, dar asta e... Dacă așteptați, pot să vă explic mai așteptăm, da. Ordinul 96, fost ordin care reglementa aceste criterii, prevedea exact cum zice domnul Manea, să ai șofer plus unul de schimb pentru când îi dai concediu unuia dintre ei, da? Adică să aibă un șofer angajat special pentru asta. Nu. Ordinul 75 spune că poți să-i ai angajați în cadrul primăriei, de alte funcții, și poți să-i aduci și în stare de nu permanență, el stă acasă. Și dacă îi plec așa? Păi nu ai, faci organigrama, îi faci programul, dar așa trebuie unul să fie permanent, activ. Presupune să ai patru șoferi, angajați la primărie. Nu are permanent. Trei. Trei. Ar mai trebuie unul. Adică ei trebuie să stea în dispoziție. Și care e problema? Trebuie autospeciala și îți mai trebuie și garajul ăla. Garajul. În acest sens am făcut și un referat către domnul primar, care să-l prezinte către Consiliul Local. Un alt referat prin care să prevedeți pentru bugetul pe anul viitor. Vederea la care vă dau citire. Dar și vreau urgență mare, consilier asistent, dacă în funcție de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, în conformitate cu legea ordinului ministrului afacerilor interne
numărul 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrare și dotarea serviciilor voluntari și a serviciilor private pentru situații de urgență, prin care UAT Comuna Parava se încadrează cu servicii voluntari de tip B2, deoarece are în evidență un număr de 1356 de gospodării de locuit colective, iar distanța față de subunitățile de intervenție profesioniste din cadrul inspectoratului este mai mare de 20 km. Ceea ce presupune achiziția unei autospeciale cu apă și spumă, cu dotarea necesară și construcția unui garaj atelier de reparații pentru autospecială, astfel încât vă rog să analizați și să alocați din bugetul de venituri și cheltuieli sumele necesare pentru dotarea serviciului voluntar de situații de urgență al Comunei Parava, conform anexei privind norma de dotare. Noi cu dotarea pe legislația veche am stat destul de bine în comparație cu alții. Pe dotarea nouă ar trebui să avem așa. Costum de protecție tip pompier. Necesar unul. Noi avem vreo 3. Avem 5. Ok, complete. Am mai achiziționat acum, trebuie să apară, le-a comandat doamna și trebuie să apară, să-i vină mai fără studiu. 7, da. Ca să fim exact 12 care sunt, da. Ce îți vezi scurte din piele cu branț metalic? Adică o pereche pentru fiecare? La echipament... Dar ăsta nu vine la buget, dacă trebuie acum neapărat să luăm toate astea, dar nu. Nu, eu am zis că... O să o afișăm pe site, de. Dotarea asta, dacă vreți... Nu, dar oricum la buget, dar atunci trebuie să vedem, nu? Am să rog doamna secretar să vă trimit pe mail la fiecare să o analizați dotarea care e minimul necesar. Oricum... Bun, deci acum noi trebuie să votăm... Să votați organigramei și reorganizarea serviciilor. Reorganizare. Deci oricum... Organigrama și cu regulament. Da, regulament. Vreți vă dau citire la regulament la Zabu, nu? Da, da, am avut. Deci tu fost. Așa e, mai bine să vedeam așa. Domnul Marius, vă întrebare. Discuții. S-au pus, eu știu, în cadrul ședinței dumneavoastră. Așa, la nivel de inspectorat. Situația în care, vă dați seama, Comuna Parava, Urbeni, Pâncești, Răcăciunea se poate face. Vă dați seama câte investiții sunt pentru acest comun. Să fac un punct. Aici răspund eu. Asta se putea face prin legislația veche, da? Asociați, nu știu, și se putea... Era vorba la asociație. Era vorba la asociație. N-ar fi cum să contribuie. E la ei, nu-i permanent, pentru că serviciul de la Sascute este de servit de... militar sau, mă rog, de pompieri, de la Onești, de la Bacău, îi aduce cu mașina dimineața, ia cu mașina seara. Au intervenția, au, peste noapte, nu au. Să nu scriu, nu au. Ei, și atunci, să nu se mai întâmple asta, ca să fie la reducere și să nu poate face cerăși. Fiecare comună, în funcție de numărul de gospodării, s-a stabilit tipul serviciului voluntar de situații de urgență. Dacă eram sub 1200 de... 1000. Sub 1000 de... Nu se trebuia mașină. Am zis că peste 1200 ne legăm de punctul Sascut. Așa, am mers, a făcut adresa, am mers, a făcut kilometraje pe toate traseele, pe 120, pe 20. Le-am încadrat, da, suntem sub 20 de kilometri, am fost bazați pe asta, le-am făcut adresă, la o instruire cu primarii și ulterior cu ei și prin adresă scrisă. Luna trecută am fost la urmă. Și mă cheamă bine pe nou. La adresa noastră. Dar peste câțiva se desfințează comunele și să fie... Ce faci bătă? Dă bani acum pe domnul ăsta, eu... Sau, dacă ai avea un centru măcar la Răcăciun, să aibă ei în dotare, așa, să faci un contract, ai putea să faci un contract cu ei și să-ți asiguri ei... Da, sigur își plătește. Le plătește. Dacă ar avea ei auto specială și... Să intervine și îi plătești. Și dacă în momentul când e nevoie de intervenție la Parava, ei sunt în intervenție la ei. Se poate întreba așa. Și noi dacă avem două incendii, eu dați simultan și avem numai auto special. Tot. Asta e un serviciu foarte special. Dar și trei bătile are pentru tine. Asta deja... Ei, nu vorbim despre. Nu, una, asta și trei. Să punem la vot, dar să vedem ce votăm, nu înființăm sau nu înființăm. Auto este obligat. Este obligat de vot. Deci nu cred că avem de ales, dar dacă vrem sau nu. Domnul Mamut, situații de urgență care au avut loc prin țară, ei au acolo la București strategi care s-au îngrijit ei, da? Consiliile locale au următoarele obligații și dăm
lege. Și dacă dăm lege, trebuie să o aplice. Nu o aplică, și aplicăm noi. Pe partea de buget nu-i mai interesează. Pe partea să spun, cine n-ar vrea să aibă? Cu ce să iei? Dacă ai vrea bani, ai face tu fără să eu de ce spuneam atunci la gal? Poate cei care au buget așa mari, autospeciala. Nu sunt interesați să-și achiziționeze. Și atunci ce zic? Eu plic. Pot fi comunii care au buget mari. E posibil să n-ai niciun incendiu într-un an, doi ani, vezi? Da. O fost ar trece. Serviciul ăsta trebuie să-l ai. Și de preferat să-l ai incendiu, dar serviciul să-l ai. Să-l ai, da, da. Asta înseamnă că nu ai nevoie de acest serviciu. Nu ai nevoie de acest serviciu. Dacă acest serviciu într-un an nu are nicio intervenție, înseamnă că în anul ăla îi plătești pe acești oameni. Degeaba, dotare degeaba. Spune acolo, unde dai că îi dai voie, îi dai să mă nouă. Da, aici la trei locuri. Astăzi, da. Șoferii trebuie să plătiți. Sunt și alte cheltuieli. Trebuie să-i faci garajul ăla, trebuie să-l pe timp de iarnă. La gaci. Tu faci un garaj de la vitea mea garajul, că se ceară să-și îngheță apa în auto... Uitați, nu ați și acasă, la te asiguri, pentru că trebuie să te asiguri. Păi nu, dar nu spune nimeni, dar trebuie să nu te asiguri. Bun, am zis ca să nu mai spune la vot proiectul de hotărâri și vedem la cum ce. Cine este pentru? Nu faci nimic și pe mine, nu faci nimic, că n-avem bani. Domnul votat, Proiectul de hotărâre privind avizarea planului urbanist sezonal este la planul comunei Palava de Bacău, suprafață de 2700 metri pătrați, zonă pădure, forestă actuală, pășune, vergeați, sunt circus în doareții. Examenul prevede legii numărul 350-2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, prevede legii numărul 50-1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare, prevede ordinul numărul 839-2009, prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, avizul favorabil emis de către Consiliul Județean Bacău numărul 826 din 09-10-2019, procesul verbal de recepție numărul 4019 din 2019 emis de către UCPI Bacău, având de vedere referatul de aprobare numărul 5756 din 06-12-2019 al primarului Comunii Palava, raportul numărul 5755 din 06-12-2019 al compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate și în temeiul prevederii articolului 129 aliniatul 6 litera C din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ propun. Articolul 1. Se aprobă avizarea planului urbanist zonal în distrabanul Comunii Parafa de Bacău, suprafață de 2700 metri pătrați, zonă pădurii, folosința actuală pășune, vinunțeați circul Sfântul Areții. Articolul 2. Asigurarea căilor de acces a dotărilor publice și a echipamentelor necesare se vor efectua pe cheltuiala investitorului. Articolul 3. Secretarul Comunii va comunica o hotărâre a instituției legii județului Bacău, primarul Comunei Parava și va fi adusă la cunoștință publică. Da, e vorba de stintul din pădure, de la Poiana lui Dumnezeu. Vrea părinte să intre în legalitate, a încercat. De fapt, la început a încercat să intre în legalitate, dar faptul că este amplasat în zona pădurii, a fondului forestier, a avut o mare problemă cu garda forestieră până când a obținut avizul și s-a expirat certificatul de urbanism. Și-a scos un nou certificat de urbanist, are avizul în regulă, nu avem decât să-l vizăm, să-l trimitem către... Dacă nu mă credeți, vă pun la dispoziție trei dosar, dar n-am putut să vi-l trimit, că e foarte scufos. Ce să ne mai pun la doar? Noi, la rândul, îl trimitem către avizarea Consiliului Județean, după care se va reîntoarce și vom aproba în forma finală. Cum să stăm? Odată ce-i fără aici, să vreau și eu. Cine vrea să ia cuvântul? Te-am amestecat. Mai vrea cineva în afară din domnul Ciubotaru să ia cuvântul? Nu mai el, că el e cu biserică. Lăsați-l. Domnul... Eu aș avea o întrebare pentru domnul primar. În cazul în care se întâmplă ceva în perioada asta, atât timp cât o funcționa biserica sau cât funcționează. Dar seara dumneavoastră erați răspunsător. Se întâmpla ce? Ca să putea întâmpla. Putea să moară ceva. Era un incendiu, era foc. Eu știu... Erați de responsabil cu ceva. Domnul Vlad, dacă vei trebuie la cum? Se întâmpla ca la cazul Culechii. Da, era biserică, păi nu răspundeam. Nu răspundeam. Chiar nu răspundeam. Era pe propria răspunderea lui. Nu răspundeam. Nu semna nicio autorizație. Nu răspundeam. Și acum, dar vrea să spună că de ce nu l-ai somat, de ce nu l-ai precizat să...
Dar aici am să spun. De ce nu s-o fac mai înainte treaba asta? De ce nu vreau să spun? Da, am spus. Deci, de când, în momentul în care a început construcția, sunt părinții trebuie să ieși legalitate, părinții trebuie să ieși legalitate. Dar cum? Părinții trebuie să o facă. Deci au început construcția înainte de aia să pune legalitate. Biserica există și spune acolo. N-a început părinții, a început ai noștri. În momentul în care cine a făcut acolo construcția, eu nu cunosc povestea întreagă, dar în momentul în care te-a pus să construiești și nu mai... Deci în momentul în care faci lucrul ăsta și nu ai nicio autorizație și asta le faci pe propria răspundere. Nu răspunde autoritatea pentru ceva ce nu a avizat, practic. Ați înțeles? E bine că nu s-a întâmplat. Bine, poate bine. Dacă părintele citește în fiecare dată să nu se întâmple nimic, vă dați seama. Nu are cum să... Haideți să-l ajutăm. Noi ar poate să-i aprobăm punctul fiind de stabilan, nu? Îl aprobăm după aia? Îl aprobăm după, îl avizăm noi, nu știu de ce, dar așa e legislația, îl avizăm noi să-l avizeze Consiliul Județean și abia după avizarea Consiliului Județean îl aprobăm. Păi da, autorizație de construire. Corect. Mai are cineva ceva? Da, da. Legat de... Dar fiind biserică, nu autorizația, nu trebuie să o dea Consiliul Județean? Nu. Întreținerea drumului cine o face? Da. Numai acolo, zis. Autorizație de... Domnul primar. Autorizațiile de construcție de ministra Vilanu Comunii, după noua legislație de cursul anului acesta, va fi emisă de autoritatea locală. Da? Vis-a-vis de, de postarea cu certificatul de urbanism emis de Comuna Parava pentru drumul județean. Deci noi îl dăm cu avizul structurii de specialitate a Consiliului Județean. Deci nu contează că e ministra Vilanu, numai ei. Numai ei, nu? Da? Că ministra Vilanu îl dădea Consiliul Județean. Da. Și drumul de acces spunea ceva acolo, cine îl întreține, cine se investitori. Da, e Noreaș. Tot ce nu de la... E pe cheltuielile investitorului. Tot ce scrie. Dar poate să fie a comunității, da? Nu, nu, e cu acordul nostru și cu autul... Nu, dar se obligă, am înțeles, nu? Se obligă prin... Se obligă Consiliul Local pentru curățirea drumului. E investitor. Aș vrea că este acces a dotărilor, a căilor de acces interioare. Pentru că pe drumul ăla până la poarta lui trece, nu știu, 30-40 de proprietari, dacă mai mulți. Și e vorba de drum forestier. Nu e vorba de drum forestier, e vorba de drum de exploatare. Drum de exploatare, da. Dacă era drum forestier, era ocolul, era problema lor. Hai să ducem pădurile proprietății private la cetățeni. Supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? De acord. Mai descrupăm morți acum și pentru la biserică. Și nici nu au. Și nici nu au, da. Slavă Domnului! N-au când au luat citire, citește numai la probă. Nu e păsă. Da, ce-a da, văzut da, episodul. Nu citește cu... Care e suplimentatul de legii, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare a județul Bacău. Având în vedere, prevede legii 51-2006 a serviciului locuitorii de utilități publice cu modificări și comitări ulterioare, prevede legii 101-2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicate cu modificări și comitări ulterioare, prevede legii numărul 211-2011 privind regimul deșeurilor republicate cu modificări și comitări ulterioare, prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 74-2008 privind modificarea și comitarea legii 211-2011 privind regimul deșeurilor, a legii 249-2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 196-2005 privind fondul pentru mediu, raportul de specialitate și expunerea motivelor primarului Comunei Parava, obiectivul asociației prevăzut la articolul 5 aneatul 1 litera A cu privire la elaborarea și aprobarea strategiei serviciului raportat la prevederea articolului 5 aneatul 2 litera A, prevederea hotărârii AGA adis numărul 14/05/12/2019 privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare serviciului de salubrizare a județului Bacău, adresa adis Bacău numărul 4/44/13/12/2019 și în temeiul articolului 129 aneatul 1 aneatul 4 litera E din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ adoptă următoarea hotărâre. Propun adoptarea. E proiect de hotărâre obligatorie și propun. La hotărâre hotărăște. Articolul 1. Se aprobă strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare conform anexului ce face parte din prezenta hotărâre.
Articolul 2. Prezentul hotărârii va fi adus la cunoștință publică conform legislației în vigoare și va fi comunicat în instituția proiectului județul Bacău, Asociația de Dotare Intercomunitară Bacău, și va fi adus la cunoștință publică. Dacă vreți să vă aduc la cunoștință strategia? Nu. Nu. Știam. Stăteți la preț. Asta e separat din preț. Da. Deci asta spotează și urmează ce la pregătările, am înțeles. Deci atâi în juridic și apă e. Propune-mi asta la vot. Da, da, da. De ce? Propun la vot, proiectul de hotărâre, cine este pentru? De ce nu ne-am invitat? Domnul Manea nu mi-a ridicat mâna, deci... Nu, nu, da. Odată nu-i stați și o secundă, lăsați-mă. Eu v-ați întrebat, vă mai uitați. Odată ce-o zis, trebuia să vă semnați. Da, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău și stabilit taxe de salubrizare pentru anul 2020. Examinând hotărârea Guvernului numărul 349 din 2005 privind depozitarea deșeurilor actualizată, prevederea articolului 6 alineatul 1 litera K de legea numărul 101/2006, prin legea Serviciului de Salubrizare a Localităților Republicată, modificată și completată, prevederile legii Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51/2006, republicată cu modificări și completări ulterioare, statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu modificări și completări ulterioare, documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău cu modificări și completări ulterioare, contractul de finanțare numărul 131.826 din 11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Păturilor și Consiliul Județean Bacău, prevederea articolului 30, alineatul 1, 2 și 5 din legea numărul 273.2006 privind finanțele publice locale modificate și completate, prevederea articolului 7, alineatul 1, 2, 4 și 10 din legea numărul 52.2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, prevederea articolului 9 cu privire la impozitele și taxele locale din legea 227.2015 privind codul fiscal, prevederea articolului 5, alineatul 2 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, prevederea legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală, având în vedere referatul de aprobare numărul 5867 din 12-12-2019 al primarului Comunei Parava, raportul numărul 5864 din 12-12-2019 al Compartimentului de Specialitate, avizul Comisiilor de Specialitate, ținând seama de adresa Atis Bacău numărul 4360 din 10-12-2019 privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău, în temeiul prevederii articolului 129 alineatul 4 litera C și articolul 139 alineatul 3 litera C din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă planul anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău, prevăzut în anexă ce face parte integrată de prezentul hotărârii. Articolul 2. Se establește cuantumul taxei de salubrizare pentru persoane fizice pentru anul 2020 în sumă de 7.54 lei lunar pe persoană. Articolul 3. La data intrării în vigoare a prezentei și încetează aplicabilitatea planului de evoluție a taxei și tarifelor ce a fost aprobat prin ASCL numărul 24 din 2010. Articolul 4. Se împotrivește domnul Nelie Costel, în calitate de reprezentant al Comunei Parava în ADIS, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezent autorării în adunare generală asociației. Articolul 5. Prezent autorării se va comunica persoanele nomenzate la articolul 4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefecturii Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare. Păi de ce am ajuns la prețul de 7,54? Cât era în planul de evoluție? Atât era. 2019? 2020. Da. 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 Iar propunerea din cerința trecută, să vedem că dacă nu, se, vor, nu se, vor, se va genera o cantitate mai mare de deșeuri, să nu vină în posibilitate de o plăti. Trebuie să facem posibil să nu o generăm. Păi, dar scopul ăsta mai discutat problema asta. Păi eu tot discutăm de cantitate și anului. Să reducem cantitatea, să facem tot și să putem să supraviețuim în lumea. Să vedem și cantitatea, să crească cantitatea de reciclabil. Cum asta? Dar eu este măsuri concrete, uitați acum, domnule. Cum reducem? Cum reducem? Păi n-avem decât din conștientizarea populației. Fără, dacă începe vine mașina, vine mașina, da? Da? Vine dimineață. Da. Cineva de la primărie,
Stai înaintea mașinilor să verifice. Să discute și cu populația. Discutăm și noi. Am mai și făcut-o. Nu? Ce noi am mai făcut-o? Da. Da, am făcut-o, am discutat-o, am discutat eu personal cu ei, vin și se plâng că știi că o trecut mașina și nu mi-a luat pubela. Nu, nu. De la primărie, cineva, cum domnul viceprimar, da? Cineva, cineva a avizat care o găsit că nu e în regulă tot mereu cu noi, ne-a costit că, vezi că uite, nu-i bine așa, uite, de asta, asta, să facă pe om să înțeleagă situația. Ca să nu iei. Nu să faci și pe asta. Domnule, dăm și o să facem și pe asta. Deci l-am de... Deci s-o mai făcut. Nu prea am fost, da, fiind. Da. Nu am văzut ce ați făcut dumneavoastră? Să fie un grafic. Noi am văzut ce ați făcut dumneavoastră? Să preajma să fie un grafic. Nu. Se primește. Așa cum să vezi. Păi bine, cum să vezi. Păi fii ce spun, că să ai cum să vezi dacă noi am făcut-o sau nu. Păi nu, că a spus bine. Dar mai mult nu-i de aia că ce l-ai mașini. Domnul președinte, am nevoie să știu exact ce trebuie să consemnez. Nu trebuie să mergi odată cu mașina, e simplu. Înaintea mașinii vine, am verificat. Domnul Bucă solicită. Da. Aici trebuie să-l laud doar pe ticulul Sudituș. Îmi pare rău că vă supăr pe alții. Cu el m-am... Nu, zic, cu el am colaborat cel mai bine. Vezi că v-a văzut. Dar e simplu logica asta. Dacă vezi că tomberonul nu e deschis și pare mic și nu are și pe alături, nu trebuie ce oprești. Pentru că mașina are discuții cu noi făcută, care e greu, nu le ia. Și atunci sunt un moment când nu mi-a luat tomberonul. Și te duci și la el și discuți. Ce ai atât de făcut? Pământ. De asta. E simplu. De către și trebuie toată ziua să merg un... Aici e pe o mizul de acolo, sau de? Da. Deci omul poate să pună în... Așa se poate face. Așa se poate face. Așa se poate face. Așa se poate face. E fac selecția... Tomberonul se pune... Ce se pune? Vetul cu... Pentru că ei iau tot. Ia și cu sticlă și cu tot. Deci când vin, nu au mașină să spună că au venit să ia petul într-o mașină, într-o mașină să ia... Ia mesecat și-l selectează la ramă. Ia mesecat și-l selectează la ramă acolo. Acolo, la o platformă de sortare. La Bacău. Deci noi eram repartizați cumva la Găiceană, dar cu niște dimensiuni atunci se ne lese la Bacău și să crească prețurile mai mult. Că am venit la Găiceană și de la Găiceană încă o dată la Bacău. Bun. Și atunci mașinile mai pui deoparte? Nu, așa, în cazul care ia reciclare. Cum se face reciclare? Deci mașina vine și încarcă la palapă. Se duce la toate punctele. Unii sunt pe GPS, colectează de acolo, după care se deplasează... Și la punctele noastre. Cum una valesea. De noi. Și încarcă de acolo. Și atunci n-ai de unde să știi... Exact. N-ai de unde să știi de acolo, țele partea de acolo și când merg cât o cântări mașina. 7 toni, da? 7 toni nici o avut de acolo. Hârtie, pet, sticlă, fier. Fer mai greu, că nu prea am zis de fer, dar sticlă nu s-a mai dus. Și de acolo alea... Vale asta ca și dar urbenul, nu insistă, cum insistă domn primar, bă, de aici mai bine nouă. Bun. Deci populația. Nu ca să o lămurim acum. Populația. Deci în tomberonul ăla care îl scoate la poartă, trebuie să genereze cât ce a văzut 300 de grame pe zi de persoană. Doar menajer. Cam atât. La prețul ăsta, da. Care l-a stabilit noi acum, ar însemna 300 de grame... Pe prețul este stabilit după formulă. Da. Deci populația aceea nu trebuie să înțeleagă. Că hârtia, peturile, să le strâng separat, nu? Da. Nu e menajer, da. Deci la tomberonul care scoate vinerea să pună numai gunoi menajer. Da. Ca să nu mai spun că și biodegradabile ar putea să spun platforma aia care s-au dat cândva... Deci degradabile nici nu-mi cap pe îndoială. Ca să n-ai vrut să mai... Nu, care putrezește și care... Deci, au unitățile de compost, le pot folosi. Deci, ce-am făcut noi propunerea? Deci să verifice vinerea, lucrurile să știi ce trebuie să pune, iar vinerea... Ce se poate întâmpla dacă... Lumea știe ce trebuie să pună, pentru că toată această lume care deține acele pubele au venit la noi, de au luat pubela, da? Luăm pubela, au făcut și un contract de comodat. Când au făcut contractul ăla de comodat, că au și un chip pe pubele, dacă ați văzut. Două serii. Da? La fiecare om în parte i s-o explica. Fie de mine, fie de domnul vice, fie de colectivul primăriei. Știi? Asta este pe. Și la împărțirea tomberonilor. Omul ține cont mai mult sau mai puțin de sfaturile noastre. Dar cel mai bine, cum lucrăm cu mașina de la gunoi, ei când simt că e greu tomberonul, atunci îl lasă. Nu, dar e bine să facem noi acțiune. Dar noi facem. Trebuie bine să vedem. Ei lasă, dar problema e că după aia apare de dealuri.
poate au și morozi din construcții de greu, dar și pedaje. Și după aceea te trezești că Bobeala ajunge undeva, pe, nu știu, pe pădurea drumul județean de la Parava la Rădoaia, pe drumul județean de la Parava la Răcăciuni. Ați văzut și săptămâna trecută cineva a descărcat. Da, chiar nu. Spre Răcăciuni pe 206. Spre Răcăciuni pe 206. Da. La fel este descărcat și spre Rădoaia. Bănuim că din cauza că nu-i sfârșit gunoiul, ori mai sunt locuitorii comunilor limitrofii care trecând. Sau așa nu știu. Așa mai arunc, da. Sau chiar așa nu știu. Nu, am uitat să-l pun la Bobel, îl arunc. Sau... Să mai vezi varianta că mulți dintre ei greu am conștientizat să plătesc, că spune că eu nu arunc gunoi. Deci n-am de ce să plătesc că nu dau gunoi. Și erau în zonă centru. Adică mașina trecând pe la poartă. Nu poți nevoie să plătească până la urmă. Dar greu la polis. Dar vom pune pentru fiecare vinere persoană să meargă cu mașina. Eu duc la prâu. Din partea aceea. Domnilor, problema este că e scumpă taxa. Populația nu poate plăti. Știu. Nu poate plăti. Păi nu, dar anul acesta a subvenționat un, da. Din bugetul local jumătate din și cu toate astea totul s-a încasat. Deci la prețul ăsta, nu? Așa o să facem și de viitor. Da, v-am spus atunci că de fapt anul ăla l-am repădat. Păi nu, că ajunge la ridificare. Nu discută că ajunge la ridificare. Vă dați seama că la o familie de 5 persoane o să fie 90 de lei taxa. Au fost 88, acum cu coeficient, e cu coeficientul de inflație. Că doar rămâne ca anul trecut. Nu am stabilit nicăieri? La 5 persoane? 500 și 600 de lei? Sau pensii de 500 și 600 de lei? Da. Gândiți-vă acolo. Și alea și familii... Sunt familii vulnerabile care nu poate să susțină această taxă. Păi comuna noastră e cea mai terminată din punctul ăsta. Bun, dar noi acum azi să... Mai are cineva... Noi trebuie să ne gândim că nu e niciun loc vrei de... Vrei cuvântul? Cuvântul? Așa cuvântul, domnul Lascu. Da, nu, vorbind referitor la proiectul ăsta, ce s-a discutat așa, da. Deci cu taxa la salubrizare. Deci trebuie făcut, gândit tot în așa fel, de dat tot din bugetul Consiliului Local de ajutat ceva jumătate. Adică nu au de unde. Spre exemplu, la mine strâi, la mine mă descurc, că am salariul taic, mi-are o pensie de 60 de lei acolo, să descurc. 60 de lei, 600 de mii vechi vorbim, nu? 60 de lei noi. Bun. Așa. Și câte cazuri sunt în comuna asta? Eu am salariu, mă descurc acum. Bine, mi-a ajut pe ei să descurc ei, că muncesc, că le plăc munca de viață. Dar sunt alte persoane, sunt 4-5, mă zic, domnul pișcă într-o casă, sau chiar 7, și nu au niciun venit de nicăieri. Și știți prea bine, pensii care sunt de CAP-ul, așa, că am întâlnit un comun, chiar și cu 300 de lei pensii, m-am mirat. Care trebuie să ai măcar un 6-700 să-și ducă traiul decent. Vorbim numai de bătrânica aia singură. Factură de curent care trebuie să o achite, nu? O apă pe nu poate să ducă, cum era odată la o fântână, are o apă trasă în casă, nu? Pentru stricul necesar. Ce mai dă acolo? Nu știu. Știu factură la televizor, în film. Dar vorbim numai de lucruri necesare. Nu mai bune că mai are nevoie de medicament sau trebuie să mai mănânce. Dacă nu are pe nimeni, se calce pragul. Că sunt cazuri în comun. Noi acum votăm prețul ăsta din planul multianual, care oricum noi l-am votat, nu? Da, da. Deci, asta nu, ce discutăm, aia la buget discutăm, nu? E mai bine da. Să discutăm ce măsuri mai putem lua să, azi, să atât, facem. Atât, asta, da, da. Serviciul eventual... Prețul ăsta noi oricum l-am votat în planul la multianual. Eu abia... De-am de zile tot spun. Eu așteptam că nu eram de acord nici cu valoarea mare a taxei de gunoi, pentru că... Din aia era mai mare, era prea... Da. Bun, am și întrebat de ce și mi s-a explicat și mi-am explicat și ședință. Dar v-am amintit atunci când noi am votat plan de evoluție a prețurilor. Da, dar mă refeream la... Ăsta e planul evoluției. La măsurile pe care voi... Mă refer la măsurile pe care totuși stăm puterea noastră să le facem ca să facem servicii sustenabili. Atunci să ajungem cât mai peste tot. Eu aștept să ajung de mașina la mine. A spus că mai vorbiți acolo, doamne, dați-i traseul să ajungă acolo. Păi și nici acolo ajungi. L-am văzut pe Gabriel sâmbătă, l-auzeam cu dorăgit cu... Acolo Mărar chiar au accesat. Gabriel, din apărat. Sunt dușmați, am văzut curățea asta. Păi, ce-ar fi voia el sâmă? De ce sâmă? Eu vreau să vin la mașină acolo, că poate să... Dar să leneș, își strâng, dar... Vorba. Păi tu mă iei, ce-am vorbit cu el și vine la vecină? Păi nu. Se mai schimbă șoferii de asta. Ei, șoferii. Domnul Blaga.
Ai cuvântul dumneavoastră. Nu, ce te ies, dar cuvântul dacă vreți să dau cuvântul specific. Noi l-am invitat pe domnul director să vină. Vine, primești după el. Sau familia e cu exces de zeu și vor ei să ducă. Păi, vinerea... Domnul primar, deci noi am luat domnul director. Și domnul de rând, eu cum pot să am și el. Domnul Vici, tocmai am spus că un angajat al primăriei va însoți de acolo. Indiferent cine e liber, e acolo. Dacă vedeți de la primărie. Dar eu zic că la început ar fi bine să-l însoți. Eu merg, eu merg. La început până să explici. Și să dea bucășelie de asta, să pot să-mi scot și eu la poartă. Vreau și eu să spun, doamne, tu mi l-o luat, tu pe ce să-mi ia? Când e vremea rea, Atâta timp cât îți plătesc, vreau să-mi plătesc. Spune, băi, dar plătești și acasă întreg pentru 5 și la școală, școala plătește pentru copiii care îi am eu. Deci aici se pune problema. Școala nu plătește. Dar așa că se face acum la ultima ședință, că tot la urmă din copii. I-a dat copiii să iau oraș și stau acolo să facă de mai. Școala are un contract separat, care plătește o sumă separat. Deci nu mai plătești un funcție. Știi câți ani nu-ți? Nu-i plătești un funcție numai de școală. Nu știu de ce poți să așa. Deci nu se plătește... Tocmai am trimis răspuns oficial școlii gimnaziale Baracoa. Și anume, din hotărârea dumneavoastră s-a stabilit că persoanele juridice, școala este persoană juridică, da, plătește în funcție de numărul de angajați. Am vorbit cu domnul director de la Romprest, Daniel Urigaru. Și am explicat situația și domnia sa mi-a spus că am luat o decizie bună. Nu, copiii nu vor plăti care plătează școala, nu vor plăti taxă de gunoi pentru că ei plătesc acasă, se plătește acasă, așa, și ar însemna dublă impozitare, ceea ce nu ar fi corect. Se plătește doar în funcție de numărul de angajați. Atât. Deci, copiii deci se plătea, se plătea pe legislația veche, pe formulele vechi, da? Dar eu și atunci ar fi trebuit să spun, bă, formula era în funcție de cantitatea generată de gunoi pe număr de elevi, să spun. Spune-mi, cât stă elevul la școală? 4 ore, da? Din 24 de ore, îi scade din cantitatea, din cantitatea generată acasă cu cantitatea generată la școală. Ei, nu era nicio formulă în sensul ăsta, au mers așa, acum... Vreți așa că s-au fost făcut căiile de sarcine. Eu am mers la baza la școală. Baza unui elev, dar la parava se plătea asta, la altă școală nu se plătea așa. Aici se complică treaba. Da, o trebuie. Trebuie complică. O singură plată, doar ești o singură persoană. Categorii. Copiii oricum sunt luați în calcul la plata taxei acasă. Da. Și la școală nu au zis mai cum era înainte? Da, și la școală nu mai au zis. Bun. Alte discuții? Bun. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Eu sunt în criză. Se dea Dumnezeu să încaseze și la anul taxa de salubritate. Ultimul proiect. Știam noi că pleci pe camp, începeam cu... Dar eu am vrut să începem la două. Începeam cu unul, cu diverse. Proiectul de vedere și privind rectificarea bugetului local al Comunii Baracoa. Cu ce local? Dar vă lăsă domnul ce acest. Având în vedere legea numărul 2 din 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, prevede articolul 49 din legea 273 din 2006, republicată prin finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevede articolul 129 aliatul 4 litera din donanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind la codul administrativ, examinând raportul doamnei Rotaru Iuliana Contabil în cadrul primăriei Comunei Parada, prin care ne solicită ridicarea bugetului local, nota justificativă numărul 2077 din 10-12-2019 emisă de către Școala Gimnazială Parava, județul Bacău, avizul Comisiei de Specialitate, referatul de aprobare a primarului Comunei Parava, județul Bacău și întrebăm în vederea articolului 129 alineatul 4 litera A, articolul 139 litera alineatul 3 litera A din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57-2019 cu privire la codul administrativ, propun articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Parava, județul Bacău, conform anexei 1, și se modifică lista obiectivelor de investiții conform anexei 2. Anexele 1 și 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul același capitol cu mențiunea echilibrului bugetar propus de Școala Gimnazială Parava conform anexei 3 ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Cu ducerea în atingerea prevederilor
lor prezente UTD, răspunde domnule reprezentant primarul Comunei Parava împreună cu compartimentele de specialitate. Prin grijă, secretarul Comunei Parava, prezenta UTD va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicat de instituții pentru județul Bacău, trezirea Bacău, primarul Comunei Parava, compartimentului contabilitate. La capitolul 65.03.01, învățământ primar, alineatul 20.01.04, apă, canal și salubritate, se suplimentează cu 5.000 lei. La capitolul 65.03.02, învățământ preșcolar, capitolul 20.01.03, încălzit, iluminat și forță motrică, se diminuează cu 5.000 lei. Anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre, la partea de venituri se modifică astfel. Cote de facultate din impozitul de pe venit 040201 se suplimentează cu suma de 3.000 lei. Sume alocate din cotele de facultate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 040204, se suplimentează cu suma de 27.000 lei. Sume din incidentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielor secțiunii de dezvoltare 40400, în sumă de 30.000 lei. La partea de cheltuieli se suplimentează astfel. Pentru secțiunea funcționare din care capitolul 51, titlul 20, administrație publică, se suplimentează cu suma de 4.000 lei. Capitolul 74, titlul 20, salubritate, se suplimentează cu suma de 18.000 lei. Capitolul 84, titlul 20, drumul și poduri, se suplimentează cu suma de 8.000 lei. Pentru secțiunea de dezvoltare, din care capitolul 61, titlul 71, achiziții grup generator energie electrică, se repartizează suma de 30.000 lei. Dar această rectificare a venit săptămâna trecută. Eu am fost într-o delegație și am fost plecat vreo 3 zile. A fost una de doamna contabilă că au venit banii, însă încearcă și doi prin buget, pe acolo unii crezi că mai, o mai fi nevoiți până sub anul să ne facem cheltuiel. Cu toate că instituția prefectului ne-a mai cerut cumva, dacă mai avem cumva facturi de plată pentru funcționare, aici e posibil să mai apară o rectificare cât de curând. E posibil, nu știm exact, n-am cerut prea mult, nici n-am avea prea mult cheltuiel de făcut până sub anului. Dar vom vedea. Păi vom avea o rectificare, cred că cât de curând, pentru banii primiți pentru cadastru sistematic. Noi am... Vrea primim? Da. Vin? Vin. În mod normal, nu trebuia să ne vin de mult, că suntem prin comunii fruntașe la depuneri, dar probabil că se așteaptă să-l dea și la ăștia mai la... care le-a pus mai târziu. Ieri am avut o discuție cu doamna director la Oficiul de Cadastru. Vorbisese dânsa înainte la agenție și a zis că banii sunt pe drum, ar trebui să-i primească astăzi în cont, astăzi mâine ei și apoi mâinii pe mâine să ne trimită nou. Cum ne-o trimis, cum face rectificarea. Da, asta e. Mai facem o ședință? Păi facem o ședință, nu știu, da. Bun. Cine vrea să ia cuvântul? Nimeni? Eu vă lăs în prezent. Dacă mai aveți ceva, am prezent, doamne secretar. Deci, grup, suma 30.000 de lei pentru generator energie. Am vrut să luăm, avem și obligația prin situație de urgență, ca și dotare, să luăm un generator mai nou, mai mare, cu, nu știu, înțelegi, termen tehnic, ca să putem să cupleze în momentul în care, așa, cu plajă automată. Ce lucru de aia? Da, când se întrebe curentul, pornește automat exact. La baterii. Da, eu am cerut când am venit și am scăpat să fie și transportat. Pentru ce vrei să le iei? Pentru primării? Pentru primării și pentru... Am zis să fie și transportat pe roți, am zis că nu sunt pe roți, mare să o încercat și o că dau tot felul de oferte. Păi și 30.000 tot și eu sunt... Cu toată cu celul ăla e cât? 1.000 euro maxim. Dar aici să plătim primarul să vă dea detalii și mai multe. Deci nu am fost discuție că se face canalizarea la 2. A fost discuție că s-a făcut proiectul tehnic, că s-a depus la finanțare. Prin PNDL 3, să mă. Nu PNDL 3, prin PDI. Care a picat. Bun, la învățământ, ap, canalizare. Să 18.000. Da, erau la salubritate, da? Canalit. Da. Deci la acești 18.000 i-am cerut și i-am cerut încă o dată. Nu i-a dat.
Am zis că să avem să pe atâtea anul ăsta să rămânem în cer datorii pentru anul. Da, eu mă retrag. Supunem la vot. Cine este pentru? Ce supuneți la vot? Partea asta electrică, să vedem cam ce ar fi de folos pentru unitatea noastră, pentru corbie, și pentru situații de urgență. Inclusiv, el poate fi folosit și ceva de genul zilele comune, nu? Numai rezumele cu sau alte manifestări. Într-o situație de urgență... Calcul, ce putere este instalat. Da, păi e aici. Și câți kilowatt? Au zis că ar trebui... La 30.000? Păi trebuie... E mult. Aveți calculat puterea consumată, așa să cobor. Ca să știți ce necesar. Puterea consumată, da. Așa, ați făcut aveți și asta era necesar. Câți kilowatt ar trebui? De la primărie, nu, dar la zilele comune. Și la zilele comune, până la oră, cât? Cam în jur de 20 de cavea, mi-a zis inginerul ăsta. Păi trebuie 300 de kilowatt. E cu automatizare, ce am văzut o... 1000 de euro celulă de aia, spun. No. Maxim 1000 de euro. Da, dă-te cursul. Ala de 2,5. Mă înțeles, celula aia ca să pornești... Ca să pornească să îmburcăm. Celula aia vreau 1000 de euro maxim. Ce e problema de achiziții mai departe, ce vreau să vă zic eu. Eu am zis că am ce prevederea datitehnice, că trebuie în jur de 20 de kW, 25 de kW puterea maximă, nominală 20 de kW, o zic să ai. Ca să poți să te descurci și... Și trifazii. Și trifazii, da. Păi am zis, eventual, dacă e o pană de curent de lungă durată, un generator de 20 de kW poți să le iei să folosești și la o pompă de canalizare. Vezi că îl folosești de urmă, l-ai dus pe ăla, ai dat-o mai departe ca să nu țină o parte din sat. Deci face alte minuni. L-ai dat? Electrice, peste tot, de asta era ideea. Și am zis, genurile alea capsulate care, când ai putut să-l bagi, să-l bagi într-o magazie, trebuie să-l scoți țări, la emisire, alea, ar trebui un capsulat, să-l poți și transporta, că doar cu bultul de dus, la ei acolo am nevoie de. Și eu. Eu așa zic, părerea mea. Cât este mai performant, cu atât este în folosul comunității. Până la urmă nu folosim non-stop. Dar dacă avem un generator performant, în caz de Doamne ferește ceva, e mai bine să fie, știu. Părerea mea. Așa este, doamna secretară. Și centrala la primărie am luat-o mai performantă. Și dacă aducem lemni de bea acum verzi, așa, poate să fie cât de performant dacă se duce câțiva. Așa-i, domn vice? Este treaba. Așa-i. Lemnele trebuiau mai înainte, dar nu-ți permite... Cine nu-ți permite? Lemnele trebuia aduse de bani. Atâta o pe... Păi că n-ai venit nici vreo la tăie. Furat să permite. Pentru anul ăla în cursa mea. La furat să permite. Ai zis sau nu? Păi așa trebuia mers. Păi așa trebuia mers. Păi așa trebuia mers. Nu le aduc eu. Poliția, nu. Le aduc eu. Nu aveți zăpară. Deci a venit colega mea, puneți-vă rog frumos în public. Vor domnii consilieri să-și fie de ce s-a de ce costă 300 de milioane? 30 de milioane. S-au prevăzut 300 de milioane pentru un grup pentru generator. Trebuie să coste atâta. Noi am prevăzut. Vedem ce ofertă găsim pe SICAP. Conform cerințelor tehnice care sunt da, în... Da, mai ales să faceți procedura asta? Da, eu achiziție directă, domnul. O, faceți achiziție directă? Păi da, după peste 120 de mii de lei, facem procedură simplificată. Achiziția produse și servicii. Având în vedere caracteristicile care le-a pus domnul și care le trebuie necesare, și găsiți ce găsesc că oferta am scos. Undeva era în jur de 23 de mii. Fără de bea, da. Ce găsiți ceva, dar nu era nu mai era nu-i transportat. Păi asta e și interesul. A, nu problemă. Nu știu unde e voie, da. Poți să nu trebuie, ca să nu mai apelăm la nici pe roți. Nu, n-are roțile lui, dar îți mai așa. Dar poți să cupa aia la bordă și-l duci. Îl ridicăm în camion, că este camionul. Aia situație când îl iei de urgență. Diesel sau erupție? Diesel. Diesel. Ce vă zis mie? Diesel. 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 Diesel.
arată că n-am făcut bun! Nu? Păi, dar nu ți-ați bani să aveți prevăzut și le-am făcut adresă, au o săptămână și ceva, dar au zis că acum în perioada asta au montajul de iluminat ornamental. Le-am făcut adresă să revină și cu celelalte două camere. Este ok camera din punct de vedere tehnic. Deci prinde foarte bine și noaptea și ziua. Cealaltă noapte era bucățe. Diferență de doamne? Nu. Aici mai fi diferență. Chiar dacă nu știu. Nu am plătit nimic. Nu am plătit nimic. Nu am plătit nimic. Dar așa am în plus. Nu plătit nimic în plus. Decât ceea ce trebuie. Care e ălea de la drumul șef, nu? Le pui acolo. Că am văzut. Bun, dar lăsați ălea. Hai să trebuie să văd un proiect. Are domnilor, să nu dăm probe să văd cum merge. Proiectul pentru rectificarea bugetară, da? Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate. Domnul Lape. Acum, la capitolul diverse, cine vrea să-mi scrie? Pot pleca? Da. Da. Mulțumesc. Și eu, nu? Pot pleca și eu? Da, pot pleca și eu. Alo, domnul Bucă. Dar tot aici este. Alo, dar nu, mai stai un pic dacă... Mai aveți cu camerele mă, că am primit domnul Marius? Nu, nu, nu. Bun, hai să vă scrieți la cuvânt. Cine vrea să ia cuvântul la diverse? Domnul Blaga, da? Domnul Blaga. Cine mai vrea? Dar diverse, cine mai vrea? Vrei să-i scrie? Blaga, domnul Cibotaru, da? Altcineva? Ei, nu cumva să-l puneți în ceva. Blaga, secretar. Nu cumva să-l puneți pe domnul. Eu îți dau, eu sunt președinte. Ai cuvântul, domnul Blaga. Ai din cauza că e episcop sau ce e episcop. Domnul Blaga, dacă dați subiect, ai cuvântul. Este unde? Stai să-i fac o poză. Ce vreau să spun referitor, da, așa, că suntem la diverse. Pentru domnul Vice, să fie pentru viitor, că ne apropiem, poate din decembrie vine iar, știu, sper, aș vrea și în săptămâna care vine. În primul... Prima dată, ce aveți de făcut, ce trebuie să faceți cu utilaj primării, nu spun că să nu mergeți la mănăstiri, Doamne ferește, și acolo. Dar în cursul săptămânii, să aibă acces copiii să meargă la școală, că știu că o stat vreo oră, jumătate, două ore anul trecut, în capătul satului la Teiuș, înfundat la... Nu putut să adă copiii la școală din cauza că a fost înfundat. Seara ați desfăcut, dar dimineața până în zâvul s-a pus din nou, iar, și nu mai putut trece. Când dumneavoastră erați cu oameni de la Arturul Ceașul cu Buldo, pe la schit, nu știu ce bântuiați pe acolo, pe sub... Fals. Pe lângă părău. Lasă să terminez. Nu, dar lăsăm treaba asta. O trecut asta, ce-o mânca lupă, e bun mâncat. Acum gata. S-a blocat camionul ăsta. A, mă înțeles, sunt fine. Nu mă interesează, știți, nici chestii de disupt. Nu, gata, nu mai dezgrupăm de anul trecut, lăsăm, am trecut chestii. Spunem de acum în cur, pentru viitor. Așa, în cursul săptămânii de luni până duminică, după aceea faceți ce vreți dumneavoastră. Prima dată când ați desfăcut toate arterele principale, ca oameni să ajungă la serviciu sau la școală, sau funcționarii publici, că avem o gașcă numeroasă care trebuie să ajungă, îți câțiva din paravan. Domnul Blaga, te apetizez la limbaș. Dar ce-am vorbit ceva, ce mi-ai smurdat? Gașcă, cum trebuie să... Păi, dar e și fel de om. Dar gândești ce spui. Păi ce am spus eu acum? Am spus ceva vorbit. Păi, dar tu ai gândit când ai spus? Gașcă? Da, am foarte gândit. Ai fost așa un termen? Da, mă scuzați. O echipă foarte puternică. Așa. Bun. La chestiile astea vreau să vă aduc la cunoștință. Și după aia, după ora 7:30, când vin personalul care trebuie să vină, învățători, elevi, așa mai departe, profesori, după vă puteți face la schit jumătate zi, sau chiar toată ziua. Da. Încolo nu-i ceva principal, nu-i, adică ceva ce ține urgent, domnule, că nu, și în curs săptămână să duc nimeni la liturghie. Nu, n-am nimic cu nimeni, nu înțelegi jumătate. Ești într-o dungă jumătate. N-am nimic cu nimeni. Domnul Blaga, te avertizezi, nu? Hai, treci la limbaj. N-am nimic cu nimeni, dar am spus prima dată arterele principale, unde trebuie să ajungă, nu, să deservească. Profesori, știu eu, învățători, educatori, așa mai departe, elevi și personal. Deci, în concluzii, deci... Ai vrea ca până în ora 7:30, 8, să deservească drumurile care sunt principale unde trebuie să vină elevi la școală. Nu, după ora 8 să ducă la... După ora 8 poate să facă ce vrea până seara, să ducă la schimb. Să-l dăi de 20 de ori la val și la deal. Da, nu, asta vreau. Mai altceva? Nu, altceva nu. Restul cu drumurile, dar de acum vorbim pe la an, că vine zăpată și n-avem să mai balastrăm. Urițele le lăsăm așa. Domnul Vici,
dreptul ăla. Da. Domnul Roavea, vă zic că doar o dată a fost drumul blocat la Teiuș, de mașina noastră. S-a întâmplat de două ori, a fost chiar. Ce vă zic o dată? Bun, de două ori dacă a fost. Asta nu spun că n-ați făcut. Nu, asta e zic. Atunci blocajul a fost... Eu nu l-am lăsat să interup, da? Să-i răspund. Da, să bine, să-ți dau cuvântul primul dacă vrei să zic. Blocajul a fost că chiar eu eram pe camion și am patinat acolo și am rămas de acolo mezișul. De asta a stat atunci mașina instituții școli. Problema că nu era niciun utilaj de ședință pe zi. N-ați înțeles. Era la gata. Dar ai n-am spus. Păi ce era utilaj? Lasă să răspunde. Dacă eu eram utilaj. Eu răspund. Dar nu are domnul timp să bagă camera să se vezi la camera. Dar nu, trebuie să mă bat în cameră. Țineți camera pe domnul. Nu, și pe domnul președinte și nu mai facem acum. Deci, utilajul blocat drumul, ați înțeles? Am înțeles. Atât. Bine. Mulțumim de intenție, știm. Domnul, dacă mai ești alte, mai ești alte, mai ești alte. Dacă știi să ordonezi să țin eu, ședin să țin eu. Dacă nu mă mai țin și mă pare că puteam vădă. Da, vrei să o monopolizez cu un dată. Adică tu acoperi pe toți. Tău, pe ce nu poți să înțeleg nimic, exact ca la nebun. Nu, tu l-acoperi și eu te-am avertizat să lăsă. Dacă vede cineva ședința, zice că trebuie să ne duci pe la psihiatrie la Gușteni. Ne ia domnul Tireva și ne duci direct acolo. Să știi că aici ați fi de-a făcut tine, probabil. Păi, dar n-am lăsat nici pe tine să vorbească, nici o să-i răspund. M-a lăsat, m-a lăsat. Acum, mai pe ceva de completat. Să dacă ai vorbit tot ce să mai completezi, ce spun? Băi, dar nu știu ce răspund. Mai ai ceva de spus? Tu răspuns? Păi s-a terminat din cauza că ați acoperit. Ați vorbit continuu și ce să mai vorbesc? Vrei să-ți mai spun? Utilajul încă o dată, eu eram cu el, am blocat eu drumul. Buldoiul excavatorului era înainte prin localitatea Teiuș. O venit și m-a ajutat și a stat vreo jumătate de oră sau o oră micropozul cu ele. Că nu avea cum să dea nici în față, nici în spate. Asta vă spun pentru că știu din Teiuș avem vreo trei care fac naveta la Răgăciuni și nu cum să iasă cu mașina să ajungă. Dacă dumneavoastră ne spuneți că până la ora 8, înseamnă că trebuie să lucrăm pe ore suplimentare, da? Noi am stat toată noaptea... Domnule, dar nu trebuie să stai toată noaptea pe drum, n-ați înțeles aspectul. Păi stai dacă vi-ți folosim. Dacă e nevoie să... Stai de la 4 jumătate și ai făcut într-o oră mai mult în ziua. Domnule, nu ne dați idei. Asta spuneam. Noi am stat... Vă dau idei foarte bune, dacă nu știți să le faceți. Că pe prezent n-ați ajutat. Când să lucrăm? Ați mai administrat înainte ceva? Nu, dar să lucrăm noaptea? Poftim? Să lucrăm noaptea? Dar cum, nu ați vă? Ce, noaptea nu vedeți? Mă plătesc dumneavoastră noaptea? Noi am dus din bună simț și din logică că trebuie să desfacem și drumul din noapte. Cum din logică? Păi dar și... Dar când lucrăm? Dar cum? Când atunci vii servicii? Atunci dormim toți și ne ducem dimineața la 8 și ne facem dragoste. Dar nu vă pricepeți, domnul Plaga, nu vă pricepeți, cred. Stăm acasă, bine mersi, sau unde ne aflăm? Chiar atunci am fost în situație. N-am văzut în viața mea, credeți-mă că am multe în colector. Am văzut în viața mea ca la ora 1 noaptea, primar și viceprimar să stea în câmp. Era câmp, practic. Eu n-am văzut, vă spun. Indiferent cine a fost, Ovidiu sau domnul Boboc, toată lumea a ieșit noaptea. Nu ne uităm pe nimeni. Dar... Ui, și s-o dus după... Altul foarte bine mersi, ar spuneam că o dragă... Foarte bine, fericitate! Și mai auzi că dăm pe fata de niște oameni adevărați care se ridică în care plajă. Să nu merg cu ce faci, nu o să rămâne. Eu am înțeles ideea, că trebuie să te desfaci în drumurile principale. Cât ninge o noapte, stai pe noapte așa. Acum, mai spuneți-o să... Bă, la oameni, este iarnă, da? Sunt în capitală să rămână blocați, da? Dar vorbim de Teiu, vorbim de Parava, fraților, nu-i metropolă, da? Nu-i centrul universului. Da, am zăchetat, în Parava nu-i probleme, că aici trece furtuna pe deasupra. Deci cu atât mai mult, da? Aia peste dealul, rasă. Și mie mi se întâmplă și stau da. Cu târgul lui în ajut, să rămână să trece și. Da, apa e ceva de incomplet. Camionul nostru este performant, dar pe anumite segmente de drum nu poți să duci peste tot. Am înțeles, nu se încadrează la... Da, e foarte mare din tot și cu lama și cu trărița. Ai principal și acolo cu bună. Exact. Se poate face. Am performant, ne-am luat noi acum cuțite speciale pentru și la buldo și la camion. O să fie mai performant și unul și altul. Adică o să rașcheteze zăpada cum s-a văzut. Asta înseamnă că nu o să mai avem altă firmă de desăpescării. Contractul există, dar nu cred că o să fie nevoie deloc. Doar că așa prevede legea. Ești obligat să ai... Ești obligat, da. Ne-am organizat, că domnul Vici știe, domnul Bucă. Da. Suntem trei care vrem să ne ducem camionul, deci nu e problema. Domnul Cipota, ai cum vă face schimb 24. Exact. Am înțeles. Eu aveam o întrebare scurtă pentru domnul Ghiniță, referitor la camerele de luat vedere care au fost luate, demontate. Care este termenul de reinstalare a lor? Și termenul funcționa de la început. Cât o flagă? Păi domnul Cipota, păi vrei să vorbești mai... Iertați, gata.
ce am făcut în rândul astea adrese către firma respectivă, care a montat primele camere care am avut noi contractul. A fost o procedură mai greoaie, pentru că au trebuit alea înapoiate către furnizor. Din neatenție sau nu știu cum să zic, unele echipamente, adică cutia de la camere de la vedere și cu sub ansamblu avea niște piese, niște filicele, nu știu ce, care au rămas la noi în instituție, au dispărut pur și simplu, că au fost duse de la subsol ca să nu ocupe spațiu aici, de la toate camerele, și producătorul a cam îngreunat situația de înapoiere a camerelor, că zicea că n-are cutia completă. Da, cutia originală. Cutiile s-au trimis la reciclări din greșeală. Da, cred că le-au trimis la reciclare din greșeală, n-au știut băieții. Eu le-am dus odată jos în sala mare de stare civilă. De acolo a fost organizat nu știu ce ședință, le-au dus jos la subsol și de acolo au dispărut. Asta era ideea. Eram către ce să rămână fără să le puteam rezolva. Da, și eu am înțeles în au fost returnate. Acum au demontate. Da. Pe o perioadă, știți că n-au funcționat. Da, așa. Care este termenul de reinstalare lor? Pe termenul de reinstalare, deci băieții au adus acum o lună de zile una dintre camere de probă, că au zis că nu poate să achiziționeze aia care e la Troiță? Fie valoare mare, iar ne răzgândim că nu, da, aia care e la Troiță. Este ok din punct de vedere tehnic, am testat-o mai multe zile, după aia, foarte pe iar o durat vreo două săptămâni, că a venit de cu camera, dar mi-a pus SD card de memorie. Zic, bă, dar eu nu pot să văd. Nu pot să stau noaptea să mă uit la 12 noaptea, să spun, ia să văd dacă vin să verific dacă ia numărul sau nu mi-a numărul la mașină. Mai mult domnul Marius a asistat la domnul de acolo. A mai durat două săptămâni, au venit și au pus cardul. Și acum am testat-o două săptămâni. Okay. Deci e regulă și ar trebui să vină școala. Le-am făcut adresul de săptămâna trecută, o săptămână și ceva, să vină să le montezi pe celelalte. Dar mi-am zis că să pune să fie un pic mai greu. De sărbători ar putea să le avem, asta e ideea. Dar de sărbători au ei contracte multe cu iluminat ornamental. Vor fi avut, dar le-au lăsat fără camere aproape un an de zile. Dar știți cum? Cutiile să le păstreze ei cu aceea. Corect. Și nu obligația sa noastră. De ce? Că dacă s-a televizat un obiect imediat. Achiziția. Tu când iei un televizor, duci cutia la magazin. Nu, dacă faci o garanție, ești obligat. El se spală repede. Numai în cutiile. Apropo, domnul Marius, tot în acest timp, cariere nu funcționează. Dacă nu mai cutiile, gata, nu mai se va la cutiile. Domnul... Când e garanția, trebuie el să le păstreze. Uite, eu păstrez cutia în garanție. Păi să păstrez el când îți vrea. Nu zic. Avem copii, noi am pus câte 50 de lei. Să-l ajutăm. Așa, să-l ajutăm pe moșul. Pentru că am deja niște ținte, cum s-ar spune, să strângem banii ăsta, dar n-am apucat să vorbesc cu doamna mea, sincer să fiu. Ori să duci dumneavoastră la cumpărătură, ori duc eu, ori cineva. Așa. Detalii, dar trebuie să ne stabilim. N-am apucat să vorbesc, vreau să mă credeți că... Da, nu înțeleg, dar înțeleg ce vreau să... Mai clar. Vrem să, cu banii ăștia pe care i-am strâns, și dacă o să... N-am strâns mult, 200 lei, marșelații, dar i-am strâns. Doamne, fața funcționare în primărie mai rușine. Și cum să nu? Poate ți-a consilier la primărie. Dar lasă consilier, că am ce treabă. Să nu aibă consilierii, ei sunt membrii comunității. Consilierii a 2% mai zicea oră. Eu oricum o perdi pantofi pe an. La 500 lei, să vin aici. Dar nu te obligă nimeni. Nu mă obligă nimeni, domnul Daga. Nu vă obligă nimeni. Te obligă nimeni. Dar de dracu am zis. Când de dracu am zis. Deci mai timp plânge. Am vrea așa. Acum nu știu. Trebuie să mă consult. Trebuie să mă consult și cu colega de la asistență socială. Dar mi-aș dori. Domnul Daniel, de bani pe care eu ce să vă. Eu nu ne-am văzut prima. Pot vorbi sau? Da, doamne. Da, da. Haideți, vă rog. În funcție de banii pe care îi strâng, aș vrea, dacă se poate, să ajutăm ori niște bătrâni care chiar îți bai
steaua lor, ori familii cu multe copii, da, mulți copii, copii, pardon, mai multe copii, bun, cine spune? Noi, dar vă mai întâi. Și la care se mai mult? Da, așa, mulți sunt focuși. Așa, dar aș vrea să dăm nu doar dulciuri, nu doar dulciuri, ci și alimente, înțelegeți? Am avut o situație și mulțumesc domnului vice din tot sufletul, așa, dar nu mai spuneți, nu. Ba nu, eu spun. Dar nu, chiar nu se răbăvesc, insist să nu spun. Am rugat din tot sufletul să ajute o familie unde știam eu acolo că nu au lemne și copiii stăteau în frig. Și am zis, vă rog din tot sufletul, cum puteți, cum faceți, așa, vă rog frumos, duceți la copila și ia niște lemne. Și domnul vice m-a ajutat și a dus lemne la copiii ăia. În măsura în care reușesc să strâng ceva bănuți, aș cumpăra alimente. V-am spus, dulciuri, ok, mai primesc că vor fi la școală. Nu e așa o mare tragedie, dar vreau să ducem alimente. Știu... Am eu o familie care donează 10 pachete de alimente pentru persoane nevoiașe și le distribuim de aici. Dacă putem să mai punem și noi un bănuț, o să vorbesc și cu ceilalți colegi. Eu am pus deja niște bănuți, asta e situația. Sau să le aducem gata așa, și urmează zilele astea să vedem în măsura în care putem să strângem banii ăștia. Teoretic ar însemna cel târziu luni să facem cumpărăturile astfel încât să le putem împărți. Dar trebuie să vorbesc cu colega mea de la asistență socială să vedem, ea cunoaște mult mai bine situația decât mine. Corect. Eu știu că există o familie de bătrâni care chiar nu prea au ce mânca și aș vrea la oia să le ducem ceva. Evident, dar știi, cel mai bine. Evident. Deja au venit niște pachete de la Uniunea Europeană. Și au ieșit discuții? Întotdeauna e discuții. Așa. Păi dacă știți, dacă ne teamă de discuții, înseamnă că nu o să mai facem nimic. Exact. Ceea ce nu mi se pare normal. Așa. Pachete cu produse pentru igienă și curățenie. Și am înțeles că au fost vreo câte, că am spus, domnule, dar noi nu vrem de astea, noi vrem cu altceva, nu vrem de curățenie. Așa. Nu se spală. Da, de curățenie. Așa. Eu cred că sunt necesare și astea, pentru că dacă nu existau aceste pachete, sincer să fiu, eu prevăzusem în mintea mea să cumpărăm produse de igienă. Exact, de igienă. Dar, uite, au venit în ajutorul nostru și e ok. Atunci ne concentrăm pe alimente. Nu neapărat alimente perisabile, cât ceva care să fie, să le ajungă măcar pe o lună, să zicem. Niște ulei, zahăr, Dumnezeu știe ce vedem acolo. Bine, că dacă putem să le luăm și o bucățică de carne, un cârnaț, un ceva, ca să aibă și o masă tradițională. De avut informații cu ce au de nevoie. Evident, de asta vreau să discut cu doamna de la asistență socială. Dar, încă o dată, vă rog frumos să contribuiți și domniile voastre. Asta, să ne așa vă oferiți că vreau să vă încălătate și văd unde necesită și sunt cazuri. Domnul Vigea, avea... Da, două cuvinte. Cu cei de la Rompres lucrăm foarte greu și cred că și cu firma asta, cu camerele de la vedere, lucrăm foarte greu. Așa. Ar trebui făcut ceva. Eu cu domnul Ricaru de la Rompres am discuții în fiecare săptămână, dar văd că vorbesc ca la pereți. Iar cu cei cu camerele de la vedere ar trebui cât că acționează în judecată. În ceea ce privește Rompresul, avem o mică, mare problemă. Și anume, ei cam au monopol. Asta e, da, ne subestimează. Adică deci noi am putea să rezilem contractul, dacă ei nu-l respect, dar pe urmă nu ce facem. Și pe ce aducem în loc? Da. Întrebare. Pe ce aducem în loc? O dară că sunt, totuși, nu rezilem contractul, dar să găsim niște soluții, cumva să-i sancționăm și ei când nu-și fac, că noi dacă nu-i plătim factura, deși imediat... Domnul, că sunteți un om inteligent și am pretenție la dumneavoastră. Dumneavoastră când știți că vindeți ardei și sunteți singuri din piață care vinde ardei. Despre ce vorbim aici, da? Știți ce spun asta? Așa. Noi am cerut și în Dallas să ajungă acolo la Tomberon și la Rădoaia, unde am mai pus tomberoane mari. Nu prea vor. Chiar și numărat. Nu vor șoferii sau nu vrea directorul? Că eu nu, aici trebuie discutat cu directorul. Dacă vrea șoferul, ce nu vrea? Am chemat reprezentantul lor să memoreze pe GPS. Păi nu, că mi se semneze factura. Iar șoferul, dacă se schimbă, asta e politica lor. Domnule, el nu era șoferul bun. Dar nu trebuie. El nu vor, trebuie să aibă harta comună. Domnule, hai să facem mai. Că vine să semneze, să-i semnez factura. Păi discutăm atunci că a spus în Dallas asta. Nu-i semnez factura. Acum așa este problemă. Ai trimis scrisul de adresă.
este. Din moment, din moment ce în fiecare vine va fi un angajat al primăriei care va însoți mașina de acum asta vom face, da. Deci această problemă nu cred că se va mai putea pune. Iar pe de altă parte, lăsați-mă puțin. Pe de altă parte, dacă întâmpinăm refuz constant al șoferului, atunci facem o adresă oficială către domnul Buricaru. Bun, șoferii sunt ok. Așa, deci fără discuție, da? Asta e una, în ceea ce privește camerele de luat vedere, îmi permis să dau cu părerea pentru că am stat mult pe contract și l-am citit foarte mult. La un moment dat se punea problema să reziliem contractul pentru că nu aduceau camerele alea care nu... Să-i dăm un judecat. Să reziliem mai întâi. Deci primul pas este să rezilieze, da. Să cer ceva, dacă ei nu vor, atunci dai în judecată. Doamnă, eu am crezut că echipa de mentenanță este ok. Dar când am fost în schid cu domnul Ovidiu și domnul Milică, când au cerut să se urce pe în acela lor, să-i urce la cameră, de jos, zice, ce ar fi să dăm drumul, să-i trântim și asta, nu știu cum au zis, niște chestii. Eu m-am urcat chiar atunci. Da, și i-au deranjat pe ei, niște chestii așa. Adică, pe cine să-mi dau? Nu, am să scape o manetă sau un buton să pice. Eu am cerut să mă urc cu să văd asta și trebuie să care e problema? Adică, pușcării nu se după asta. Da, nu, nu, nu. Dar deci dacă fac ca asta, e pușcării. Dar așa e de nere de asta. Nu, nu. Ați achiziționat vreau să primăria camerele? Nu. Ei nu achiziționat. Nu, nu, nu. Camerele poate de către noi. Cum se, ei l-au cumpărat și i-au contract doar pe montaj. De ce n-ați înțeles? Deci noastră... Păi, nu, 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 nu. Doar, noi când am discutat cu deșeia la ședință... Domnul contractul, domnul Carmen, actul de achiziție a fost pe propunerea lor, modelele de camere. Primăria le-a achiziționat, ei au făcut montajul. Și voi am discutat cu deșeia și ședință sau altceva. Domnule, dar pe termenul garanției, cine păstrează cutia? Pe termenul garanției. Proprietar. Da, bă, dacă l-au achiziționat, n-au... Și cine? Primărie. Dar s-o rezolvat, n-ar vrut să mai discuți. Dar asta s-a rezolvat. Să spele ei pe cap cu cutii. Dar s-o rezolvat, n-ar vrut să mai... Nu-i corect. Dacă pe viitor întâmpinăm din nou probleme cu ei, atunci... Bun, dar am înțeles că vreți să-l duci pe altă și pe altă. Și-i nebun, și oricum ies în aușul din garanție. De cum așa mai avem treabă. Aia e problema. Nu au ieșit din garanție. Păi ies. Când? 60 de luni. Ăla-ți, nu, ăla-ți. Camerele celelalte dau 60 de luni. Așteptam. 60 de luni la garanție? Vreau pe așa că dau, cum v-a stat la urmă. Alte probleme mai sunt? De gar ședința încheiată. Da, mai încheiată. Să urăm sărbători. Să ne mai gândim o dată mai mult, sigur, la